Salutare și bine v-am găsit! Într-un video anterior, care l-am urcat pe canalul meu de YouTube, anunțam că voi face o investiție într-un nou proiect de arbitraj de criptomonede, da? Se cheamă XB și oferă posibilitatea de a, deci are trei produse, tranzacțiile manuale, cele automate, sau farming -ul. Eu pentru început o să merg pe tranzacțiile de arbitraj automat. Ce oferă la tranzacționare? 5 criptomonede: vorbind de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT și TRX, adică Tron. Cum lucrează acest arbitraj? E simplu. De exemplu cumpără Bitcoin la un preț, cumpără Bitcoin într-un exchange la un preț mai mic și vinde în alt exchange la un preț mai mare. De aici un beneficiu, da? un comision care va fi repartizat între noi ca și client și administratorul acestui site. Haideți să vedem o ul Aici se poate aduce bănuți, te face investiția și tot de aici se poate retrage. Fiecare criptomonedă va avea un minim pentru investiție, un minim pentru retragere, da? Să luăm ca exemplu Bitcoin, minimul este de 75.000 de satoshi. Ok? Mai puțin nu se poate, dacă trebuie să mai puțin pierdeți acele fracțiuni de criptomonedă. După ce ați ales suma investită, dați click aici pentru a vă crea o adresă de Bitcoin la care trebuie să trimiteți bănuții da, pentru contul vostru. După ce ați făcut transferul, dați click plată pentru a fi înregistrat automat imediat ce bănuții ajung în contul acesta. Da? La retragere. Suma minimă de retragere este 200.000 satoshi. Da. Vedeți comisionul este de 25.000 de satoshi, asta în cazul Bitcoin. Cea mai rentabilă investiție ar fi prin Tron. Da, hai să vedem. Minimul 230 de Tron. La retragere, minimul este de 100 de monede Tron. Cu un fi de 10 TRX. Ok? Așa că atunci când vreți să faceți investiție, va trebui să țineți cont de acel minim pentru criptomoneda respectivă, da? Reamintesc, orice investiție prezintă risc. Dacă totuși vreți să investiți, încercați și faceți acum investiția, nu peste o lună. Bun, să continuăm. După ce aveți bănuți în cont, mergeți aici la produse. Selectăm auto trading, iar aici, dacă ați venit cu Tron, de exemplu, ați făcut investiție în Tron, selectăm această opțiune: Tron contra USDT la cumpărare, USDT contra TRX la vânzare. Dăm click pe ea. Minim e 200 de TRX, recomandat ar fi 1000. De ce? Pentru că și câștigul ar fi un pic mai mare. Lăsați investiția 100%, de exemplu dacă aveți 500 de TRX, lăsați 100% sau, nu știu, vreți să folosiți doar 50% din ei. Mă rog, nu vă recomand pentru că e suma prea mică. Ok, iar aici în dreapta alegem perioada. Minimul este de 30 de zile, și execută un singur ordin pe zi. Da? Cel de 45 de zile execută două ordine pe zi cu aceeași sumă. Cel de 60 de zile execută trei ordine pe zi cu același minim. E adevărat, ținând cont că sunt 3 ordine, că știu va fi de 3 ori mai mare. Dar, eu cum nu cunosc această platformă, deci a fost lansată în urmă cu 48 de ore. În prima fază o voi testa timp de o lună de zile. Bun, investiția mea a fost în jur de 0,056 de bitcoin, în jur de 140 de dolari. Ia vedem la operațiune aici, la istorial. Deci este vreo de 560.000 de satoshi. S-a executat până acum 3 ordine, dintre care Câștigurile sunt acestea. Acestea de 139 de satoshi și 277 de satoshi sunt ordine, sunt câștiguri de la bonusul care o să-l primiți și voi în momentul în care deschideți uh, Iar acesta este câștigul la investiția mea. Deci undeva la 2087 acum o să aștept următorul ordin să închidă peste o oră și probabil tot în jur de 2000 de satoshi va fi. Asta, dacă fac un mic calcul, va fi un câștig de în jur de 0,30-0,35% pe zi. Ok? Repet, investiția făcută o 30 de zile cu un singur ordin pe zi și aștept să se încheie cele 30 de zile să văd care este câștigul, dacă e rentabil să mai continui sau nu, atunci o să pregătesc un nou video. O să vedem și retragerea cu investiție cu tot pentru că se va elibera investiția noastră la finalul contractului plus acel profit care va fi în acel moment. Așa că haideți să vedem și ordinele deschise până în prezent. Imediat. Transacții. Aici sunt. Bonusul, cel de bonus care voi -l ofere este 66.000 de saturi și îi primiți gratis. E un bonus. Acesta nu poate fi retras, asta e clar. Doar să vă arate cum tranzacționează această platformă. Da? Acesta este cel cu investiția mea de 0,056. Cât produce. De ce se întâmplă? Efectiv, văd că s-a activat a treia oară cel de bonus, pentru că l-am primit la deschiderea contului, după aceea, la vreo două ore, a făcut investiția inițială, de aceea este acest decalaj un pic între trei ordine executate pe bonus și doar două pe investiția mea. În următoarele două ore se închidă și tranzacția între Bitcoin și da efectiv, cumpăr într-un exchange, care este în cazul acesta Kraken, da? și va vinde în Huobi. Sau, ieri a cumpărat în Huobi și a vândut în Binance și așa mai departe. Ei urmăresc în mod automat diferența de preț între ei și acolo plasează prin intermediul inteligenței artificiale a roboților respectivele ordine, da? Cam atât de moment. Dacă ați făcut o investiție, o puteți urmări întotdeauna în dashboard. Dacă mai jos și vedeți ce ordine s-a executat, care a fost câștigul, da? Bun, unde se văd mai bine contractele mele? Tot aici la auto trading, cred. Ia să cobor mai jos. Da, aici. Deci, odată ce faceți investiție, apare data, ora când ați făcut, suma care ați investit-o, da? Perioada, și acel bonus care îl primiți gratis, da? Ăsta nu are o anumită perioadă, e pe termen nelimitat. Bun, cam atât de moment. Reamintesc și acum la încheiere, orice investiție prezintă risc, așa că va trebui să vi-l asumați dacă faceți acest lucru. Acum în încheiere, nu uitați să vă abonați dacă încă nu sunteți abonat la canalul meu, să lăsați o apreciere, un comentariu, ceva, dacă V-a plăcut ideea cu această investiție? Vă mulțumesc pentru atenție acordată. La revedere!